Suntem alături de un spectacol, de un spectacol uman, adică o femeie spectacol, un om care creează spectacol din petice de această dată și voi relua de la o exprimare a domniei sale. Pune-te, mai fată, pe treabă și dumneavoastră v-ați spus și v-ați spus foarte bine. A fost acela un început? Salut! Salut! Începutul a fost cu acest trimis din ceruri a unor petece. Sau a unei foste mare artiste, Lina Constantă, femeile care a îngrijit-o a trebuit să lichideze, deci a trăit 94 de ani și a lucrat până în ultimul moment. A fost culegătoare de folclor, a făcut tapiserii cu bucățelele astea, le-a asamblat, făcea metri pătrați de tapiserie, de panouri decorative, că nu erau țesute, dar a fost foarte apreciată în perioada. Și eu trebuia să plec la Lausanne, nu la Lausanne, la Lisabona, curator cu expoziție cu ei, tema ei. Eu nu aveam nimic cu ei, eu făceam tapiserie, toată viața tapiserie am făcut. Dar ideea a fost că dau o tapiserie înaltă de 1,80 și lată de 30 de centimetri, care sugera o rumureală de pe o ie. Era perfect. Dar asta era februarie, când am fost propusă și când am propus și eu la rândul meu ideea. Prin martie, aprilie, îmi sosesc aceste petecuțe și când le-am văzut eram nebunită și am reușit până în 24 iunie, când eram la Lisabona, să fac două ei din astea. Destul de timid. Eram, n-aveam certitudinea să încerc. Încercarea a fost de bun augur. Și acum sunt la Lisabona, dacă vă duceți acolo, cereți să le vedeți la cabinetul ambasadoarei. M-am întors. Am început să le curăț, că a fost o problemă, cum să le spăl, ele fiind vechi. Niciodată n-am stat de vorbă în viața mea cu doamna Lina Constantă despre aceste secrete. Dumneavoastră, cum le pregătiți-le, curățați-le? Nu. Am vorbit, am cunoscut-o, m-a cunoscut, însă mi-a dat cadou două miniaturi, care le am și astăzi. Le-am înrămat, zice, fetiță, o ți le pui tu, că eram tânără, da. Mi le-am aranjat și acum îi port total alt respect acestei doamne care a fost Lena Constantă și care, probabil prin energie sau știu eu, bunul Dumnezeu nu le-a aruncat la foc sau le-a trimis mie, din vorb, din om în om, cam așa au apărut. Și m-am apucat, deci când m-am întors, am apucat de treabă și vedeți, apucă-te, fată, și fă treabă. Vrei să-ți faci zestre de să te măriți? Apoi să fie zestre. Și eu consider că am un zestre acum cu 40 de ei din astea. Sunt niște interpretări de ei, practic. Nu sunt niște ei. A venit cineva, eu vreau să cumpăr o ei, că am auzit că sunt așa frumoase. Da, cum să nu? A, dar nu sunt de îmbrăcat. Atunci, vă dați seama, dacă ar fi fost îmbrăcat, da, dar asta e tablou de pus pe perete. A fost mai rezervată, oare. Da. Dar eu sunt înnebunită, cu bucurie lucrez și m-am mărturisit și aici un fel de declarație de dragoste pentru neamul meu. Sunt aceste simboluri care sunt unice. Bluze sunt în toată lumea, toată femeia din peste tot poartă bluze. Această stil de cămeșă cu alpiță e aici, de la noi. Da. Este pentru dumneavoastră o semnătură personală crearea acestor ei, stilizate, așa cum ați spus dumneavoastră. Eu le consider adevărate spectacole. Putem spune că este o semnătură personală? Vă doriți să fie o semnătură personală?
Îmi doresc, eu cred că e deja e o semnătură, nu a făcut nimeni interpretări de ei în genul ăsta. Faci un desen, sugerezi țesătura albă cu pastel alb, peste care aplici aceste petecuțe autentice, că erau vechime de peste 200 de ani, și sugerezi întru totul o ie. Nu știu, în istoria artelor nu s-a făcut așa ceva. Și am orgoliul ăsta, de mândria asta, că eu sunt pionierul, am deschis drumul către, poate ori mai apărea pe parcurs. Dar nu știu de unde se mai găsesc vechituri, că nu prea se mai găsesc. Lena Constante și cu soțul Henri Browner, ei interbelici erau și el un foarte folclorist de clasă. Și i-a făcut tot soiul de teren, era totul, dar mai umble pe teren, acum se mai găsește, îndoiemă. Și dacă se fac, se fac pe perdele, pe voaluri, pe muncă. Astea sunt pe țesătura aia de in groasă, făcută în casă, sau de bumbac fir mai subțire, dar tot țesătură în casă. Și muncă cât cuprinde, la lampă sau la gura sobei, de străbunele noastre. Ați spus de mândrie. Sunteți de o modestie regească. Sunteți de o modestie demnă de lumi extraordinar de bune. Sunteți un om atât de cald, atât de plăcut, încât cu certitudine nu este vorba despre o mândrie. Este vorba despre, așa cum a spus și noastră, cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care nu faceți nouă, cei de astăzi, dar o faceți pentru eternitate, pentru că deja ați pornit către eternitate prin creațiile dumneavoastră. Vorbiți-le puțin despre ce simțiți referitor la veșnicia creațiilor dumneavoastră. Sper să dă-i mie. Omul pleacă, dar ce rămâne creația, sper să dă-i mie. Bunul Dumnezeu le va ocroti, iar eu biologic cât mă va îngădui. Am încredere în ce fac, poate 3500 de ani. Depinde de urmași, te vor ocroti, societatea te lasă să trăiești și posteritatea să nu mori. Adică biologic am plecat, dar ce am lăsat, deci moștenitorii și ceilalți, posteritatea să nu mor. Nepotul meu, ce se întâmplă cu medaliile tale? Ce se vor întâmpla cu tapiseriile tale? Zic, tu decizi. Adică cum? Păi tu ai grijă de ele. Tu le expui, le plimbi, le scoți în față, ca și cum autorul acestor lucrări trăiește în continuare. A rămas așa foarte meditativ în iubire și rămâne de văzut. Eu am să simt de pe undeva, există sau nu există. Cu certitudine. M-a încercat o emoție asemănătoare zile de azi. Toate vernisajele sunt unicate, în fond. Cetățean de onoare, în fine, multe altele. Și să-mi facă, eu am și o colecție de artă populară a mea, de suflet. O ie veritabilă, o ștergăreală din aia, ștergure veritabil și ce fac cu ele? Ai mei, nu, doar în pungi și în ladă. Ori nu sunt obiecte de ținut numai în ladă și în pungi. Vreau să mă bucur de ele. Și la muzee, muzeile sunt destul de pline acum. Și Muzeul Satului, locuind în București, eu mă uit la Satului și la Țăranului. Iașu, sunt de la Iași. Iașu are o etnografie superbă. Și vin cu ideea la primarul din Comuna Ciurea, de unde eu aparțin, n-ar vrea dânsul, așa o mică colecțioară de artă populară care o am, eu să ofer comunei. A fost nu încântat, fericit de-a dreptul și de vreo 2 ani a muncit și cu fonduri europene a făcut un super centru cultural, a cărui nume îl port. Adică, și am zis, stați puțin, un om pleacă, numele lui rămâne pe o cruce, dar să rămână și firmă sus, e mult prea mult. Asta e apreciarea contemporană, deci am tumă, nu postumă.
ceea ce e uluitor, da. Și acum, în august, deja am trimis bannere, a apărut firma, în august, după ce termin eu cu plimbările mele, să trimit astea populare care le am și le-am încasetat, o ie desfășurată, frumos citibile, puse în casetă pe un fond roșu sau albastru, eu nebunesc cu roșu și albastru ăsta, ca să fie obiect gata de prezentare, nu atârnată în cui, fiind textil, adună praf, adună mizerie, ori sub sticlă, încasetat, e realmente obiect poate să dureze. Să dureze, da, nu ataca de nimic și stă acolo prețios. Mult mai prețios decât oricare. Am o bundiță de Valea Bistriței, am un suman de Suceava, sumanul ăla nu-l pun că este imens și vreo 50 de kilograme atârnă. Eu nu știu cum se mișcau bărbații cu asemenea sumane. Mi-au zis, acum am fost la Câmpul Lung și mi-au zis, sumanele alea le îmbrăcau numai la biserică iarna. Când mergeau și erau așa țepeni și ori la muncă nu, la muncă aveau niște sumane stil șubă, tot în casă făcută, de altă. Și toate astea se vor duce la ciurea să... și ghergheful meu de lucru, ghergheful mare care îl am încă în continuare, îl voi dona locului natal. Poate să te ne vor avea și copiii care vreau să inițiez puțin timpul, dacă mai îmi permite, știți cum e. Ei vor avea grijă și sper să le și iubească. Cum mă gândesc eu să le prezint și cum arată, am deja în telefon, ei vreau să ti le prezint, dar eu sunt îndrăgostită de asta, de ținuta ia, tot ce e țărănesc, adică da, straie țărănește. Peste doar o singură zi veți împlini o frumoasă vârstă. Noi vă spunem din toată inima la mulți ani, vă îmbrățișăm cu dragoste, dăm mai departe energia pe care o luăm de la dumneavoastră, pentru că aveți o energie imensă și, în final, aș vrea din toată inima să vă rog să faceți o urare tuturor tinerilor, tuturor celor care ar fi bine să înțeleagă importanța portului tradițional. Să le iubească. Să le iubească. Dacă le place să le poarte, măcar să le admire pe unde le mai găsește. Deși eu simt o revenire. Simt o revenire cel puțin pe linie ie. Toate interpretările de modă care se fac, este uluitor. Și să iubească ce fac, să iubească straiul pe care îl poartă, știți, îmbrăcat în costum țărănesc, parcă altfel calci și te simți realmente român. Eu la vernisaj la Lisabona, bineînțeles că m-am dus cu ie veritabilă îmbrăcată și nu cu orice ie. Am căutat de a m-amețit cu motivul roata norocului. Și roata norocului, dacă o știți, e acea roată cu 6 fațete. Deci nu e o roată care merge continuu, pe fațete, cât te și împiedici viața. Viața este și șnur și piedică. Și bine și rău, și veselie și tristețe. Adică roata norocului este extraordinară. Până la urmă am găsit de la Breaza, nu știu unde, roșu și negru, că asta este culoarea ie românești, roșu și negru. Și dovadă că mi-a purtat noroc. Și simțeam că altfel călcam, altfel... Și coloana vertebrală ți se îndreaptă altfel când ai o ie din astea mândră pe tine și parcă scrie în frunte frumosul sau știu cum. Da. Așa că tare aș vrea să fie iubite. Eu sper. Ăștia micii care sunt... Învățătorul chiar îi învață acum unde, mai se făcea lucru manual de mult, să coase o cruciuliță, un punctuleț, cum toate formele astea. Asta este bijuterie pentru a deprinde de la grădiniță.
Eu știam să fost la 5 ani, la 6 ani, nu mai amintesc bine, dar mama s-a plecat și noi eram foarte atente la... Și are lucru, și cred. Cum a fost întrebată, sat la tine se mai țese? Am dispărut toate, mai este una. Dar dacă mai este una, n-a dispărut de tot. Dar la această una poate mai apare o nepoată, o strănepoată, o știu ce. Și s-o să redeschidă pofta de a țese, pofta de a lucra, pofta de a coase. Eu cred. Vă mulțumim, doamna Cela Neamțu, și vă îmbrățișăm cu dragoste. La mulți ani, dată în plus. Mulțumesc din toată inima și aceeași îmbrățișare caldă și din partea mea. Și mă bucur cu, cum să spun, căldura cu care m-ați întâmpinat. O simt. Să ne rugăm la Domnul pentru sănătate, reciproc. Doamne ajută. Mulțumesc. Bună ziua și bine ați venit la Muzeul Vasile Pârvan, într-o zi specială, spun eu. E specială de două ori. Pe de o parte, astăzi este ziua Franței, un prieten vechi și devotat al României și, în același timp, este o sărbătoare a celor care au făcut posibil să se reabiliteze o serie de construcții care să vină în sprijinul activităților pe care noi le desfășurăm. Este vorba de o gală a proiectelor, o gală a premiilor Regio. Și noi ne-am gândit să facem în așa fel încât să ne arătăm mulțumirea și să aducem un omagiu celor care au scris proiecte, celor care au inițiat proiecte, celor care au implementat proiecte. Și nu întâmplător s-a stabilit ca loc de întâlnire acest spațiu, pentru că acest spațiu a suferit o reabilitare care a transformat o clădire pe punct de a se prăbuși într-un imobil atât de frumos. Este un imobil de sfârșit de secol XIX, este monument istoric care găzduiește de foarte mult timp Muzeul Vasile Pârvan și este în acest moment sediul Muzeului Vasile Pârvan. Și acest lucru a fost posibil pentru că niște oameni inteligenți cu dorință de a face bine pentru comunitate, au decis să introducă această clădire în acest plan de reabilitare. Reabilitarea a început în anul 2010 și s-a încheiat în 2012, după care lucrurile s-au schimbat radical în ceea ce privește viața acestei instituții. Și spun acest lucru pentru că știu cum au fost lucrurile cu mai mulți ani înainte. Spre exemplu, muzeul avea 3.500, 4.000, 5.000 de vizitatori la ora actuală, pentru că acest spațiu a fost reabilitat, la ora actuală pentru că s-a construit la un moment dat pavilionul Marcel Bugeanu, la ora actuală pentru că în 2009 am inaugurat aici un planetariu, lucrurile s-au schimbat radical. Practic, Bârladu, într-un anumit sens și fel, aș putea spune că s-a transformat într-un punct turistic important. Și acest lucru este ilustrat de numărul din ce în ce mai mare de vizitatori. Adică vizibilitatea noastră a crescut. De aceea doresc să mulțumesc din suflet și mulți sunt aici cei cu care am colaborat în perioada de reabilitare acestui spațiu. Și am zis că pentru a vă omagia trebuie să facem ceea ce știm noi să facem cel mai bine, adică să organizăm evenimente. Și astăzi vă propunem o expoziție inedită, o expoziție care are la bază o colecție realizată de artista Cela Neamțu. O veche și constantă prietenă a Muzeului Vasile Pârvan. Sigur, Cela Neamțu este cunoscută pentru faptul că este considerată doamna tapiseriei românești. Ea este cea care de peste 50 de ani practică această artă atât de frumoasă care este tapiseria și am încercat să facem încă o dată dovada talentului domniei sale prin cele câteva tapiserii pe care le-am expus aici, prin acele minunate ferestre care mereu parcă ne îndeamnă spre o ieșire în viitor.
Dar de această dată, doamna Neamțu ne-a surprins cu o altfel de colecție, cu o colecție de I. Ia, sigur, fiecare dintre noi știm că este un element din portul popular românesc, cel mai important, practic, element în jurul căruia se construiește îmbrăcămintea femeilor din acest spațiu. Sigur, ea nu a apărut azi, nu a apărut ieri, ci se pare că a apărut de foarte mult timp, undeva prin Neoliticul dezvoltat, în cultura cucutene. Se pare că atunci au apărut primele ei, care sigur în decursul timpului au evoluat din toate punctele de vedere, atât a formei cât și a decorului și sigur a simbolisticii acestui decor. Ea este elementul de îmbrăcăminte realizat dintr-o singură bucată și sub formă de cruce. Dar nu cred că acest lucru este cel mai important, ci decorul acestor I și simbolistica acestui decor. Doamna Cela Neamțu a avut o șansă, a primit, a moștenit câțiva saci de petece de țesături, pe care la un moment dat a avut inspirația să le transforme în adevărate lucrări de artă. Adică în aceste I stilizate, artistic, așa cum le-a înțeles și le-a văzut domnia sa. Mai mult decât atât, tot ce a făcut aici nu este rodul unei întâmplări, ci pur și simplu a studiat ceea ce înseamnă tradițiile populare, portul popular și a încercat să asigure autenticitatea a ceea ce realiza. Și a îndreptat atenția spre toate zonele geografice ale țării. Așa se vede că ați putut observa din zona Olteniei, din zona Munteniei, din zona Moldovei, mai puține, pentru că expoziția de aici a venit de la Iași și cei de la Iași s-au îndrăgostit de ele, doamnei Cela Neamțu, și au deposedat-o de vreo 5. De asemenea, a realizat după modelul celor din Transilvania, a celor din Banat, din Țara Oașului, din Bucovina, adică a acoperit întreaga arie a țării. Pe scurt, acestea sunt cele câteva lucruri pe care am ținut să vi le spun și aș vrea în același timp să-l salut pe domnul Costin Neamțu, soțul doamnei Neamțu, care este aici printre noi, este chiar în stânga mea. Un mare artist ca și doamna Neamțu, ne sunt prieteni de foarte mulți ani. Și vreau să vă spun că în urmă cu vreo 2 ani de zile am organizat aici o expoziție împreună cu fiul domniei sale, care și el este artist, iar domnul Neamțu a fost atât de generos încât la sfârșitul expoziției a decis să ne doneze toate lucrările care au făcut parte din acea expoziție. Pe lângă faptul că mai avea încă un număr destul de mare de asemenea. Acum am să-l invit pe domnul profesor Gruia Novac să ne vorbească mai multe despre IE și despre doamna Cela Neamțu și creația domniei sale. Stimată doamnă Cela Neamțu, să rămână. Bine ați venit la Bărlat. Bine ați venit la Bărlat. Stimați prieteni, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Având eu în vedere preceptul că prima impresie contează, vreau să vă asigur că simțul meu special îmi spune fără nicio îndoială că încântarea fiecăruia dintre dumneavoastră este, cred eu, dincolo de simplul respect pe care îl arătați trudei de o viață a unui artist, mai cu seamă că ne aflăm
înaintea unei doamne cu aură de voievod, doamna Gela Neamț. Așadar, într-o publicație din 1997, dreptatea din luna decembrie a acelui an, jurnalistul Mihai Augustin titra un titlu cu ecou mereu înnoit. Gela, Costin și Lisandru Neamțu, o nouă dinastie de artiști plastici. Apreciind, stimați prieteni, adevărul sublim și ingenu din rostirea de frontispiciu a inspirației lui Mihai Augustin, mă încurajez a îndemna inima să completeze intenția respectuoasă, adresându-mă oaspeților de aici, din dreapta și din stânga mea, cu cutezanță și cu credință. Onorată familie dinastică! Scriam cândva într-o revistă că desăvârșirea în plastică n-ar fi posibilă fără silința zilnică de a găsi noul neștiut. Iar noul nu-ți iese singur în cale, el poate să-ți devină cu adevărat deprindere dacă îl cauți. Doamna Gela Neamțu are această deprindere care a devenit deja o modalitate rațională dictată de conștiința întreținătoare a crezului în harul posedat. Este metoda prin care doamna atinge impecabilitatea în zidirile domniei sale de lână, ele făcând parte din ființa proprie și din prea plinul sufletesc, întreținute cu sacrificii treze și permanente. Pentru că întreaga creație a doamnei Gela Neamțu pare a fi o confesiune. Pentru cine a urmărit creșterea artistică a doamnei, a sesizat că permanența dialogului dintre tradiție și modernitate s-a realizat prin metamorfozarea punctului de Putna sau de la Putna într-un miracol vizual, rolul prim avându-l jocul cu firul textil, acesta fiind de fapt, așa ne și încredințează creatoarea, nodul esențial al zidirilor mele de lână, după cum vedeți cel puțin în aceste două tapiserii expuse în fața dumneavoastră. Doamna Gela Neamțu este o neîntrecută pictoriță, dacă ar fi să interpretez cinstit sintagma latinească, pictura ei textilii, care înseamnă, pe românească noastră de astăzi, tablou țesut pe pânză, adică tapiserii. Doamna ne oferă, cu alte cuvinte, spre delectarea noastră sufletească, prețiosa texta, adică țesături de preț, țesături valoroase. Nu e pentru mine o surpriză că încă din 1982, criticul de artă Cornel Radu Constantinescu scria despre Gela Neamțu. Există pentru fiecare popor culori care nu pălesc și forme care nu obosesc niciodată. Artista se identifică cu un spirit și nu ilustrează obedient o formulă. Datele personalității sale pot fi receptate nu numai în soluțiile compoziționale la care ajunge, ci și în calitatea cromatismului său de o accentuată pictorialitate. Dragi prieteni, numai așa îmi explic eu de ce găsim pașii doamnei pe meridiane și paralele nenumărate, începând cu Anglia la Bromsgrove în 1974, apoi trecând prin Germania la Hanovra în 1900,
83 și Erfurt în 1978, 82 și 86, prin Olanda, la Tilburg în 1984, în Chile, America de Sud, la Valparaiso în 1987, a trecut prin Elveția, la Lausanne în 1987, în Polonia, la Lodz, în 1988, Belgia, la Tournai, în 1993, în Franța, la Angers, în 1993 și Paris în 2006, în Ungaria, la Zombadeli în 2000, dar și în Alaska, Statele Unite, în 2000. Și periplul continuă. Iar astăzi, pentru a câta oară, iată pe doamna la Brâlad, cu o nouă expoziție specială însă, care face parte din ciclul Petece de Frumos. Un excepțional colaj textil, aducând astfel spre noi splendida linie românească, așa cum în urmă cu câțiva ani, în 2015, cu ocazia unei expoziții asemenea, vernisa în capitala Portugaliei o asemenea expoziție la Lisabona. Cuvinte prea adevărate, dar niciodată destule, se spun și se scriu despre doamnă. Iată, în 2005, pe Doina Păuleanu, doctor în istoria artei, consemnând un etnolog poate detecta în formele esențializate pe care creatoarea le-a transfigurat nebănuite afinități elective. Știind, împreună cu dumneavoastră, că afinitățile elective înseamnă selectarea formelor din multele existente în realitate, dar și în intuiția noastră, mă întreb retoric, iarăși împreună cu toți cei de aici, de unde se inspiră întotdeauna doamna? Răspunsul e simplu și sever. Din formele și culorile specifice artei noastre țărănești. Într-o atare împrejurare, dragi prieteni și nemuritoare doamnă, nu mai sunt nedumerit de titlurile exaltând de splendoare din presa mondială și națională, absolut toate evidențind de-a lungul a peste 5 decenii imaginea monumentală a unei creații de o originalitate binecuvântată și emanând clipă de clipă solemnitate. Câteva asemenea titluri din publicațiile internaționale și interne vreau să vi le amintesc. Afirmarea creației autentice, în 1976, urzeala imenselor vise, în 1982, pașaport pentru paradis, idei și sensibilitate, lecția de privit, lumina timpului, despre păsări și flori colorate, într-o revistă din Germania, Vest, Deutsche Zeitung, în 1983, fantezii înnodate, realizați dumneavoastră imaginea, fantezii înnodate, arta tapiseriei românești la Ashkelon, în Israel, în 1991, și așa mai departe. În preocupările de suflet ale doamnei, nu putea să nu-și găsească un loc inimitabila ei românească. Până și numele ei, cu rădăcini în limba latină, ne spune destule despre vechimea milenară a acesteia. Nu e momentul acum de etimologii, însă câteva foarte subținte repere lexicale vă voi aminti. Pentru cei care nu știu, sau chiar pentru cei care știu deja despre ce-i vorba. În latinește, linearius linearii înseamnă țesător de ind. Linea sau linia, fir de ind. Lineamentum sau lineamentum înseamnă linie sau configurație geometrică sau desen. Și încă-i paranteza, numai cu atât. Și acum, ce este linia? Bluză femeiască, caracteristică portului național românesc, confecționată din pânză albă de in, bumbac sau borangic, împodobită la gât, la piept și la mâneci, cu cusături alese,
de obicei în motive geometrice, rețineți-vă rog, motive geometrice, toate cu sute cornici. Acum 19 ani, o scriitoare îndrăgostită de etnologie, am numit-o pe Yolanda Malamen, rostea un adevăr legat de împlinirea destinului Doamnei, destin care îmbinase deja mirificul și fabulosul cu harul moștenit, transpuse în lucrul la războiul de țesut, care au ajutat-o să realizeze fapte artistice, citez acum, la cotele cele mai înalte ale gândirii și imaginarului artistic. Țesăturile Doamnei descifrează arhetipuri și așa cum observa magistral profesorul meu de la litere din Iași, Constantin Cioclaga, au afinități ideatice cu poeții Vasile Voiculescu, cel din Poeme cu Îngeri, care are legătură cu Bârlavul și poetul și volumul, sau cu Ion Pilat, cel din volumul Biserica de altădată, iar pentru gânditorii mai profunzi se apropie de filosoful poet Lucian Blaga, cel care, prin cercetare și vers, amintea des tuturora dintre noi despre orizonturile inconștientului. Care ar putea fi, deci, negativul imaginii unei concluzii pregătite pentru dezvoltat? Artista recuperează într-o manieră foarte, foarte personală o tradiție milenară a tapiseriei și țesutului, obligate în niște timpuri anume la condiția umilitoare de marginalizare. Doamnelor și domnilor, o expoziție ca cea pe care o vernisăm acum are ca obiect și subiect totodată Ia românească. Expoziția naște emoții greu de stăpânit, naște bucurii pe termen lung, dar mai presus de orice îți dă o stare de liniște cu irizări eterne. Priviți-o, vă rog, grăbindu-vă încet, festina lente. Veți rămâne încântați de diversitatea formelor, de îmbinarea culorilor, de senzația imagistică permanentă, de inventivitatea netrucată a Doamnei, a Doamnei Creatoare, pentru că ne veți simți venind din adâncurile deșteptăciunii artistice românești. Acest spirit l-a îmbrăcat, între ghilimele, țesătoarea Cela Neamțu, ca pe o cămașă a veșniciei, fiindcă din veșnicie s-a zămislit și exercițiul întreg al Doamnei. Priviți oricare dintre lucrările expuse pe simeze. Geometrii aparent simple, ascunzând în liniile lor sentimentele fetei de peste săptămână, adunate în bucuria și plăcerea îmbrăcării ei la ora de duminică pentru clipa întâlnirii cu flăcăul pe care l-a avut în gând la sapă sau la secere. Descoperi și cromatici atât de neașteptate, încât aparenta lor naivitate, pe care eu o numesc modestie regală, devine mărturie genială a credinței în statornicia neamului. Pentru că nu întâmplător fondul sau câmpul pe care se țes alesăturile este alb, semn indubitabil al curățeniei etnice, al suavității, dar și al seminului dimineților care cu lumină dalbă bate în ferestrele caselor românilor. În totul e liniște și libertate. Adevărata atitudine morală este cea omenească. Moral și omenesc, deci, este să trecem prin fața simezelor în vârful picioarelor, netropăind, arătându-vă astfel cinstirea respectuoasă pentru frânturile de frumos și de înveselire, venind spre noi din străvechina buneilor de demult,
dar și că am devenit posesorii unui demn sacru, primit ca o ofrandă în zi mare, din mâna hărăzită a rămâne pururi îndemânatică a Doamnei Cela Neamță. Căci păstrând întreg respectul pentru artele plastice, divine în esența și efectul lor, maistorița Cela Neamță, prin performanțele artistice ale domniei sale, sfidează parcă pensula și șevaletul, ridicând tapiseria și țesutul pe culmile unde nu au acces decât artiștii geniali. Doamnă Cela Neamță, credeți sau nu credeți, ziua asta de vară am îmbogățit orașul nostru, Bârlatul, cu un eveniment unicat, așa cum de altfel sunt toate copasurile de frumos pe care le faceți în acest muzeu. Suntem fericiți că vă avem lângă noi, iar eu, luându-mi inima în dinți, vă promit în numele celor de față și a celor care nu sunt aici din pricini omenești, că nu vă vom uita pe dumneavoastră și familia niciodată. O să ne urmărească în toate zilele zâmbetul domniei voastre de o gingașă bunătate, cum l-ar fi numit alghezii. Vă mulțumim pentru simezele pline ca o linguriță de împărtășanie și aromate ca un pătrat de anafură sfințită, iscate toate din dragostea pentru familia Neamță și pentru artă și pentru arta familiei dumneavoastră, a domnului Mircea Mamalăucă, directorul muzeului nostru centenar. Felicitări, doamnă, și la mulți ani, doamnă, pentru că numai peste două zile, pe 16 iulie, este ziua dumneavoastră de naștere. Anul 1941 a fost darnic și cu noroc pentru arta românească, drept pentru care noi, cei de aici și alții, vă dorim simbolic inimile noastre de 78 de ori. Mulțumesc, doamne! Mulți ani! Mulți ani, doamnă Cela Neamță! Trăiască arta și slujitorii ei! Vivat artista Cela Neamță! Să rămână, doamnă! Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule profesor. Vreau și eu să-i urez la mulți ani doamnei Cela Neamță, multă sănătate și întotdeauna și dumneavoastră și domnul Neamțu și Lisandru, considerăm că vă puteți simți ca acasă întotdeauna când veniți la Bârlat. Și am să vă invit să ne spuneți câteva lucruri dacă doriți. Vine la Bârlat ca acasă. Un coleg de-al nostru, bârlădean, trăiește în București, zice, dacă mă duc la Bârlat, nu întâlnesc cu tine. Ba, în stânga, ba, în dreapta, tu ești bârlădean, că nu ești așa. A, deci... mulțumesc din toată inima tuturora. Îmi permite să dau un mulțumesc până la cer și înapoi. Nu dețineți atâtea cuvinte frumoase. De hârtie, da. Apoi, și de unde le scoateți, că le-ați pus pe hârtie? Din cercetări, da. Dar ce cercetare? Din surse. Frumoasă ați reușit să faceți? Obișnuită. Mulțumesc foarte mult. Să rămână. M-a impresionat cu atâta rigoare să se aplece asupra hârtiilor care au rămas după toată acțiunile mele, e impunător. Poate o să mă rog să lucrați la o monografie. Mulțumesc, Denis. V-ați gândit la câți ani am? Niciodată nu-i trebuie.
Și mă bucur că, ce să spun, am emoții foarte mari. Cred că parcă aș fi la deșit. M-ați vulcat și ca vârstă și ca toate. Bucuria mea este foarte mare că am ajuns la Bârnat cu această colecție care o plimb din septembrie anul trecut. Am plimbat-o la Păticeni, la Piatra Neamț. Am plecat din Suceava, de la Muzeul Bucovinei, considerând Suceava orașul soțului meu. Și atunci am expus împreună. Noi, de altfel, am mers împreună unde au fost spații mari, am mai expus împreună de unde sunt spațiile mai reduse, am mers doar eu. La Galați, la Iași, aici și urmează la Muzeul Țăranului. La Constanța am fost împreună, dar unde am expus singură, urmează acum la Muzeul Țăranului în septembrie, septembrie-octombrie. Această colecție și ideea de a o priva a fost mesajul meu de dragoste pentru cea sută de ani de împreună, de unire. Că vorbim așa, unire, împreună, înțelegere, dar mai de noi. Eu am tăcut, am făcut și am expus. Și considerând ea, că mea șansa cu altiță, foarte semnificativ element românesc, ne-al nostru. De la domnul director știe, arheolog fiind, de când a găsit-o probabil prin pământ macerat, o bucată de altiță. Și de când m-am îmbolnăvit, din vest cu cămeșa de altiță. În 2015 s-a organizat la Lisabona tema Ia românească, cu un afiș pe care era și Matisse, era și Palad, erau toți cei care au cântat, și Grigorescu, care au cântat, au dictat Ia românească. Și eu am fost curatorul acelei expoziții. Au făcut din cer, mi-au căzut doi saci de petice, care au rămas de la prețioasa artistă Elena Constante. Cunoscătorii știu cine a fost Elena Constante în istoria artelor. Și timid, văzându-le, timid, nu știam cum să le spăl, sunt făcute de peste 200 de ani către cuțele alea, am făcut două ii, cam ce se vede, un desen de ie, contur cu pânza, sugestia de pânză era cu pastelul alb și locul de elemente decorative cu aceste petrițe. Și am plecat la Lisabona cu două și astăzi sunt la Lisabona. M-am întors acasă și am început foarte riguros să mă apropii asupra costumului românesc. M-am plecat, am găsit un faimos album de la Socetul 29, Alexandrina Măcărescu Cantemir. Ați auzit de ea un album foarte frumos, făcut desen colorat, dar un document nemaipomenit. Și pune pe patru pe învățat, că totul se învață, nu se poate, de nicăieri nu suntem nimeni. Și am ajuns din aproape în aproape. Am venit de la Lisabona, fostul ambasador actual care s-a dus. Am avut mână bună, ei îmi spun mie. Pentru că a fost atât de apreciat stilul meu de prezentare ei, deși au fost 40 de lucrări cu tema ei. Nu o ie expusă din asta originală, ci interpretare. Cum vede un artist o ie. Indiferent, era și ceramist acolo, era și grafician și pictor, o ie să fie. Și deci de acolo venind în coace, am pus mâna și am muncit. Că mi-a făcut bucuria, m-am trezit ca în copilărie. Pe prispă mama îmi dădea petece
petișene, cum spuneam, de Moldova. Și cu petișenele alea nu m-am jucat. Toată copilăria mea făceam copii și făceam în toate. Acum am întors la acel sentiment. Așa bucuria am când lucrez. Ca să nu spun și calmare și toate astea. Asta e artistul și secretele muncii. Eu vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată domnul profesor Reanova pentru, ce să mai spun, cuvintele noastre care aveți secretele de rețineți. Să ne-ați căutat. Și mulțumesc pentru că vă mulțumesc. Sănătate! Și mulțumesc tuturor prieteni. Doamna Arnoldu Nicoleta, fosta directoare a instituției și prietenă cu doamna Cela Neamțu, dorește să adreseze. Că suntem prieteni. Fără auză de plătarea dumneavoastră, îngăduiți-mi ca la cele ce s-au spus aici, acest frumos portret, să mai adaug încă un lucru. După opinia mea, prietena mea, cea de-a Neamțu, și nu că este prietena, în calitate de muzeograf o spun, face parte din galeria de aur artiștilor români care au reușit prin creația lor să pună artele decorative și în mod special această doamnă tapiseria aristocratică a genului pe acel tratat de istoria artei universale. De ce spun lucrul acesta? Pentru că România nu a avut decât cu această generație, este vorba de generația anilor 50-60, a apărut în artele noastre genul tapiseriei. Spre deosebire de Europa, mai ales fac comparație cu Franța, unde aceasta data de secole, tapiseria cultă. Aveam și noi țesături, așa cum a spus și domnul director, începând încă din cele mai vechi timpuri. Și apoi arta populară românească, pe care o știm foarte bine, dar nu era vorba de tapiseria încadrată în arta cultă. Pentru mine, Cela Neamțu, și am să mai dau, face parte dintr-un grup select din această galerie de artiștilor români, care a pus România, vă spuneam, pe harta artei decorative românești, am să citesc doar un singur nume alături de Cela Neamțu și anume pe Mimi Podeanu, decretata Mimi Podeanu, și dați-mi voie să mă și explic. Orice muzeu își face un patrimoniu având anumite idei. Una din ideile care a existat în constituirea acestui patrimoniu a fost tapiseria, foarte greu de obținut, tapiseria în perioada înainte de 89, pentru că una că era mult mai rară decât pictura, doi era mult mai scumpă, iar muzeile erau foarte sărace și nu puteau să achiziționeze asemenea piese. Ei, Muzeul Bârlădean a reușit să-și facă o colecție de tapiserii, în care Cela Neamțu se regăsește cu câteva piese extrem de importante din două cicluri ale artistei, și anume este vorba de cea legată de cu caracter istoric și cea legată de ferestre. Închid paranteza pe care am făcut-o cam lungă și vreau să continui ideea cum un muzeu poate să valorifice această valoare a țesutului. Există în muzeu artă populară românească, țesătură, covoară, pe care desigur că le-ați văzut. Dacă faceți o comparație cu tapiseria, mai ales cele care sunt pe col, nu veți vedea nicio, din punct de vedere structural, nu veți vedea niciun fel de diferențe. Dar în muzeu există și tapiseria europeană, cea din Franța și cea din Flandra. Deci iată că alături de aceste capodopere ale arte universale stă tapiseria Celei Neamțu și, pardon, și mai mult decât atât, și un fragment din arta lui Mimi Podeanu. Adică, în colecția profesorului Chiricuță există o tapiserie franțuzească care, din motive pe care nu le știm și nici colecționarul nu le-a știut, proprietarul sau proprietarii au tăiat bordura din dreapta. A fost o crimă. Profesorul Chiricuță, colecționarul,
a apelat la Mimi Vodeanu și în anii 70, Mimi Vodeanu a reconstituit ad litera toată bordura din stânga tapiserie, încât foarte greu se poate observa. Apoi, celelalte țesături care au venit, dar vreau să revin, a fost o demonstrație pe care noi am făcut-o în perioada timpului, ce înseamnă tapiseria occidentală de secol 17 și ce înseamnă tapiseria românească de secol 19, care apare, de secol 20, care apare cu mult mai târziu decât ce s-a întâmplat în Europa. Ne bucurăm că avem astăzi în muzeu această expoziție, care, după părerea mea, ca muzeograf, dincolo de ce s-a spus aici și de valoarea ei estetică, este și o readucere la viața celor petice. Pentru că dacă aceste petice nu ar fi ajuns, n-ar fi ajuns în laboratorul de creație acestei mari artiste, ce s-ar fi întâmplat cu ele? Ar fi fost luate și duse la gunoi sau date la distrus. Deci iată ce poate să facă creația unui mare artist, așa cum este cel la Neamțu, de care ne bucurăm, pe care o felicităm, îi dorim sănătate multă și la mulți ani pentru frumoasa vârstă pe care o întâlnește cu sezonul. Domnilor, momentul de astăzi, programul acestei zile, a fost gândit în două părți. De fapt, a fost o parte, ziua ușilor deschise, a porților deschise ale muzeului. Oamenii au posibilitatea să vadă expozițiile muzeului, dar în primul rând această minunată expoziție, iar partea a doua a manifestării este legată de premiile Regio, de premiile din cadrul proiectelor Regio, acele proiecte care au făcut posibil, printre altele, ca acest imobil să se transforme într-un loc în care artele, istoria își dau mâna. A fost o activitate deținută aici, cu siguranță vom merge la o altă manifestare deținută, acolo unde îi vom omagia și le vom mulțumi celor care au făcut posibil tot ceea ce vedem noi aici. Vă mulțumim și ne îndreptăm spre sala teatrului.